Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache. Ne aflăm la un episod marcant, episodul numărul 50 din sezonul al treilea. Suntem în zodia Săgetătorului, zodie cunoscută în primul rând pentru slăbiciunile celor născuți în ea. Ca să începem cu părțile mai puțin plăcute, pentru că sunt naivi, sunt nerealiști, sunt libertini și mai mereu furioși, dar și pentru calitățile lor. Ei, aici ei se fac cu adevărat remarcați, pentru că sunt optimiști, sunt generoși, sunt joviali, sunt plini de viață și curioși. Dacă sunteți asemenea Săgetătorului, fiți și dumneavoastră curioși și abonați-vă gratuit la canalul nostru de YouTube, pentru că avem deja peste 160.000 de abonați. Acolo o să puteți să vedeți premierele și o să puteți să vedeți și emisiunile pe care n-ați putut să le urmăriți în direct. Tema emisiunii. Să vedem despre ce discutăm astăzi. Despre un subiect și ușor și greu în același timp. Despre cum ajungi la succes. E suficient să fii antreprenor? E nevoie să fii lider? Trebuie să ai o structură de mentor? E, toate lucrurile astea, uite, imaginați-vă că sunteți antreprenor. Ce vedeți în primul rând? Mai multă libertate, mai mulți bani și în primul rând niciun șef la orizont. E bine, în realitate, totul este mult mai complicat. Cu atât mai mult când ești femeie într-o lume de afaceri care este a bărbaților. Însă, există din ce în ce mai multe povești de succes în antreprenoriatul din asigurări și sunt foarte multe antreprenoare care au ajuns să inspire alte femei și alți bărbați să progreseze și să devină la rândul lor antreprenor. Cum poți să reușești ca antreprenor? Cum ajungi să devii mentorul lor? Care sunt perspectivele pentru viitorul an? O să vorbim cu invitata mea de astăzi. Este Otilia Petrariu, este antreprenor în asigurări, este antreprenor de ceva vreme și în turism și este și președintele Perebar Academy. Iată, deja vorbim de 3 în 1, da? Bine ai venit în studiourile Canal 33. Bine te-am găsit, Sergiu, și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, știi că am făcut eforturi ca să ajungi aici, știu ce program încărcat ai și acum când m-am uitat că ai și companie de brokeraj de asigurări și e una din cele mai cunoscute și companie de travel și că te mai ocupi și de Perebar Academy, deci Academia Patronatului Brokerilor de Asigurare, m-am gândit că, într-adevăr, ești un om foarte, foarte, foarte ocupat. Ai omis ce e cel mai important pentru mine la acest moment și ce mă ocupă cel mai mult, faptul că sunt și mămică. Da, soție, mamă, gospodină și pe lângă astea. Și femeile sunt cumva, au genetic ceva ce bărbații nu au, care le duc să facă atât de multe lucruri deodată și totuși să fie și prezentabile, să fie și de succes? E foarte greu ceva de spus în ADN-ul de vostru. Răspuns. Cred că este ceva în ADN-ul nostru, dar este o caracteristică a fiecărei persoane. Pentru că oricine poate să fie carismatic, oricine poate să aibă succes, îți trebuie câteva calități, dar nu știu dacă țin foarte mult de gen. Dar, într-adevăr, este știut că o femeie are mai multă atenție distributivă și poate să facă mai multe lucruri deodată. La mine, cel puțin, este confirmat acest lucru. Asta pot să confirm și eu, că ești multitasking, iar acum, enumerând așa CV-ul tău, care este impresionant, am zis, wow! Da, și chiar m-a ajutat foarte mult acest lucru, pentru că în ultima perioadă, cel puțin, trebuie să fac mai multe lucruri deodată. Că le fac bine sau mai puțin bine sau aș putea să le fac mai bine, este o altă poveste. Am auzit vorba aia cu mai bine le-ai dușmanul binelui și de atunci nu mă mai străduiesc să fac lucrurile perfect, ci atât de bine cât se pot face. Pe piață ești văzută ca un antreprenor de succes. Uite, facem acordul la masculin. O antreprenoare de succes. Care e cheia reușitei? Acum am înțeles eu o chestie cu ADN-ul și cu specificul feminin, dar care e cheia reușitei într-o industrie cum este cea a asigurărilor? Ce trebuie să faci sau ce trebuie să eviți? Cred că în orice ai face, cheia reușită este să o faci cu plăcere, în primul rând. Să-ți facă plăcere să faci cu pasiune ceea ce faci. Apoi mai trebuie să ai câteva calități. Să știi să asculți, să știi să înveți din orice și să știi ca orice ai în cale să-l faci favorabil ție.
De multe ori nu poți să schimbi lucrurile din exteriorul tău, este cert. Și decât să rămâi frustrat sau nervos sau supărat, să te încarci cu energii care nu-ți fac bine și nu te ajută cu nimic, cel mai bine este să îți schimbi abordarea ta și să te poziționezi altfel în fața unor provocări, să le iei efectiv ca o provocare. Pentru că orice lucru, chiar dacă este negativ, poți să-l transformi în ceva pozitiv printr-un simplu exemplu, așa să nu faci sau îl am lângă mine să știu de ce să mă ferez. Trebuie întotdeauna să fii pe fază, să știi cum să reacționezi la orice provocare. Și să iei partea bună a lucrurilor, partea de învățare. Să găsești oportunitatea în orice criză. Anul ăsta chiar am avut o provocare de acest gen. Chiar vreau să te întreb cum a fost anul 2023 pentru compania ta și pentru tine. Pentru că am discutat cu ceilalți colegi din brokerajul de asigurări din piață și mi-au spus, da, a fost bine, dar a fost cel mai greu an de care ne amintim. Cam așa ce s-a întâmplat de fapt? Și achiesez la acest lucru. A fost un an greu, e puțin spus cu provocări. Chiar a fost un an greu pentru industria brokerajului în asigurări și a fost greu din multe puncte de vedere. Unul afectat direct financiar de codul fiscal, de plafonările, de tarife, de comisioane, de tot ce s-a întâmplat legislativ în această industrie. Inflația? Inflația, situația economică, situația mondială, de conflicte, toate au influențat destul de mult această industrie, dar o admir și mai mult pentru că și-a dovedit capacitatea de a face față oricăror provocări și greutăți. Au demonstrat că această meserie, această industrie nu înseamnă doar un job prin care obții veniturile necesare traiului, înseamnă mult mai mult, înseamnă efectiv pasiune pentru ceea ce faci, dedicare pentru clienții pe care îi ai. Așa cum doctorii o fac clar din plăcere, din pasiune, ca să fie bun și să-și ajute pacienții. Unii doctori. Mai să zicem marea majoritate. Okay. Că okay. Discutăm suntem, acum... Suntem aproape de sărbătorile de Crăciun, deci majoritatea doctorilor... Majoritatea. Așa, da? S-a demonstrat că și în industria noastră a brokerajului de asigurări există aceste calități ale oamenilor. Fac cu majoritatea plăcere ceea brokerilor ce fac. Oferă ceea ce oferiți și voi, consultanță. De-aia vă și chemați consultant A. Era bine și cu 3D-a, cred, dar ne întoarcem la cea mai mare provocare care a fost. Inflația, plafonarea tarifelor la RCA, plafonarea comisioanelor, schimbarea codului fiscal, războiul din Ucraina, efectele pandemiei. Care a fost? Toate acestea pe care le-ai enumerat au generat cea mai mare provocare de a păstra oamenii în această industrie. Cel puțin în compania mea a fost anul în care au plecat cei mai mulți oameni pentru că n-au mai putut să reziste, nu le-a mai meritat, n-au putut să se susțină financiar în aceste condiții. Alții au plecat după condiții. Ce s-a terminat criza. Da, depinde. Bine, n-au plecat mulți, să ne înțelegem, dar comparativ cu alți ani în care nu pleca niciunul sau pleca unul, anul acesta au plecat mai mulți. Pentru că în orice criză există și oportunitate, am reușit să și atragem noi colegi și per total să ne dezvoltăm rețeaua, per total să avem o creștere mai mare decât media înregistrată a pieței, avem aproape 30% creștere anul acesta, ca cifră de afaceri. De profit este cu tot o altă poveste. Ce discutam înainte da, de discutam emisiune, înainte da. Acest lucru, mai mult efort, mult mai multă muncă cu mai puțin bani. Aceasta a fost provocarea, să îi motivez pe oameni să rămână în continuare. M-au ajutat două elemente și trebuie să recunosc. Unul, această pasiune a lor, că fac cu plăcere și cu drag ceea ce fac și când au văzut că într-adevăr ajută oamenii când au nevoie și fac bine ceea ce fac, continuă. Nu sunt încă în situația să spună nu mai pot supraviețui și trebuie să fac altceva. Într-adevăr, au fost o parte din ei care au spus, mai fac și altceva, pentru că nu mai îmi este suficient, dar nu au renunțat la acest job, la această meserie. Asta a fost un atu. Și al doilea, zona de confort. Pentru că omul când este obișnuit foarte mult timp să facă ceva,
mai greu este din această zonă. Știi că noi tot discutam despre această zonă de confort, că ne dăunează, că trebuie să ieșim, că trebuie să-i provocăm. Da, dar uite persoană, că te face să și rămâi. Uneori se pare că este bine să existe și această zonă de confort și pentru prima dată în cariera mea și-a arătat o latură pozitivă această zonă. Am înțeles că unii au plecat și asta este normal, nu foarte mulți, dar au plecat mai mult decât în alți ani. Cei care au venit, unde i-ai găsit? Cu ce i-ai atras? Ce le-ai făcut? Sunt niște chestii de magie sau sunt... Toate secretele nu pot să le dau. Măcar logic, cele care se pot spune la televizor. Cele care se pot spune, unele sunt normale. Au venit tot din industria de asigurări. După cum știm, din păcate, a mai avut loc un faliment și atunci forța de muncă și rețeaua acestei companii a trebuit să se realoce undeva. Deci au venit și din această sferă. Însă, cea mai mare satisfacție a mea este când reușim să atragem persoane care nu au lucrat până acum în această industrie. Și spre plăcuta mea surpriză, sunt oameni care intră ca într-o normalitate. Adică cei care lucrează de mult timp, așa cum ai spus și tu, auzi foarte multe lamentări, este cel mai greu an, de ce s-a întâmplat asta, nu e corect, nu e bine. Când vine unul din afară, ia de bună tot ce este și ok, asta este normalitatea, cu asta lucrez și de aici am încolo găsesc soluții. Plus că s-ar putea să-i separă că este mai ușor decât unde a lucrat, adică în bancar, în leasing, în piață de capital sau în alte domenii. Da, nu am informații pe această comparație, dar e interesantă de dar făcut. Nu cred că poate o să-ți trimit feedback-ul lor. Nu cred că există vreun domeniu în care să nu există provocări. Absolut, peste însă tot. Însă în asigurări, anul ăsta, după falimentul Euroins, a părut să fie furtuna perfectă. De asta enumeram cauzele acelea. Ieșim din pandemie, începe războiul din Ucraina, falimentează Euroinsul, se plafonează tarifele la RCA și mulți brokeri au o pondere importantă pe RCA, pe urmă comisioanele brokerilor, pe urmă ce-a mai fost. A venit inflația și au crescut costurile și uite așa ne-am trezit, se cheamă furtuna perfectă. Da, și ce spuneai tu, scuze că te întrerup, de cea mai mare provocare, aceasta a fost cea mai mare, dar o a doua provocare și problemă care sperăm să o putem remedia cât de curând cu ajutorul și cu contribuția tuturor stakeholderilor din acest domeniu, a fost încrederea populației în acest domeniu. Pentru că mie îmi place, după cum bine știi, să spun lucrurilor pe nume, să recunosc ceea ce merge mai puțin bine, să îmbunătățesc, să repar ce se poate repara și întotdeauna se poate repara orice. Nu ne ajuta cu nimic toate aceste evenimente, falimentul atâtor companii, plafonări, de ce trebuie să intervină o terță parte într-o economie de piață în care cererea cu oferta ar trebui să stabilească prețurile, nu intru în detalii că nu este cazul. Toate aceste aspecte nu ne sunt favorabile. Dar oamenii trebuie să înțeleagă și ce se întâmplă și ce se întâmplă de acum înainte. Industria asigurărilor, asigurările există de când lumea, am putea spune. Este ceva necesar. Că uneori nu funcționează chiar așa cum trebuie, este adevărat, dar lucrurile s-au îmbunătățit totuși foarte mult. Cine a rămas acum în piață sunt mult mai atenți, mult mai profesioniști și chiar putem face lucrurile mult mai bine pentru clienții noștri. Cred că vor câștiga și mai mulți bani în viitor, câștigând încrederea clienților. Dacă stau să mă gândesc la asigurări, dacă ți iei o mașină nouă, poți să te lauzi cu ea. Uite, mi-am luat o mașină nouă, are asta, are asta, are asta. N-am auzit pe nimeni să spună, mi-am luat o poliță de asigurare, mi-am făcut un contract de asigurare. Băi, are niște clauze extraordinare. Uite, te-ai gândit că dacă pleci în vacanță și călătorești, ții o excursie în asta cu balonul, cu aer cald, aia de fapt nu e inclusă în polița de asigurare travel? Și pe urmă primești răspunsul, ba da, e inclusă, dar trebuie să o iei separat. Și așa mai departe, dar o să vorbim și despre asta. Știu că ai un proiect interesant pe care îl dezvolți. În agenția de turism,
pe care o controlezi. E legată de asigurările de sănătate și de turismul medical. Ce ne poți spune de partea asta? Asta a fost unul dintre principalele motive pentru care m-a atras ideea de a intra și în industria turismului pe această piață. Pentru că am identificat un segment cu care pot să vin în întâmpinarea necesităților clienților noștri. Recunosc că o tragedie care ne-a marcat pe noi ca și colectiv al companiei, din păcate a decedat unul dintre cei mai buni, importanți colegi pe care i-am avut. Ce vârstă avea? 53 de ani. Da. Am avut un frison. Această tragedie ne-a marcat, efectiv, dar însă nu poate să fie în zadar și am pus accent și mai mult pe această latură a sănătății și a asigurărilor de sănătate. Am făcut o grămadă de proiecte în acest sens, poate chiar discutăm puțin despre ele. Și cum spuneam, am identificat încă un segment de turism medical. Pentru că lucrurile se pot combina și se pot completa foarte bine. Cine beneficiază de o poliță de sănătate la nivel internațional, e foarte bine să pot să-i și recomand unde să se ducă și să mă pot ocupa de tot. Adică îl iau de acasă, îl duc, îi asigur și transportul și transferul și cazare de la hotel, îl ia reprezentantul clinicii, îl duce, îl aduce înapoi, stă într-un singur loc, are parte de cele mai bune servicii, de cei mai buni doctori din lume, chiar unii dintre ei, are încredere că ceea ce îi se întâmplă acolo, într-adevăr, este ok, este mai mult de atât, nu se poate. E foarte important acest lucru, să știi că faci tot posibilul pentru tine. Îl aducem înapoi în aceleași condiții, cu aceleași facilități. Și se pot deconta toate acestea pe polița de asigurare de sănătate. Repet, dacă o ai la nivel internațional, că aici este o întreagă poveste cu ce acoperire ai și așa mai departe, dar de asta sunt brokerii care să se oferă consultanță și să te sfătuiască ce ți se potrivește. Da, cu un broker am lucrat și eu, mi-am căutat o poliță de asigurare, mi-am căutat o asigurare de sănătate care să funcționeze și după vârsta pensionării, să nu aibă limită de vârstă și să nu mi se oprească în momentul în care, să zicem, am o operație. Și atunci am găsit, dar nu în România, am găsit în exteriorul României, dar printr-un broker care o vindea aici pe libera circulație a serviciilor, o intermedia aici în România. Și e valabilă peste tot în lume, cu excepția Statelor Unite, unde medicina e foarte scumpă și acolo, dacă vrei, trebuie să-ți faci ceva separat. Da, m-aș întoarce la ce spuneai, că mă interesează foarte tare partea asta cu sănătatea, cu viața. Deci există combinația asta între tu ca broker și poți să-i aduci cele mai bune asigurări, de exemplu de sănătate, poți să-i oferi cele mai bune servicii ca să ajungă în locul respectiv. Acolo unde respectiv. Are nevoie și când are deci, nevoie. Aici da. Văd multe motive ca să lucreze cu, nu neapărat cu tine, cu un broker care are acest profil. Dar la voi, de ce ar apela? La voi, la compania ta. Adică aveți voi ceva special față de ceilalți brokeri din piață? Mă rog, în afară de lider. Da, mulțumesc. Mai multă dorință de a ajuta. Noi am influențat foarte mult rețeaua din acest punct de vedere. Pun foarte mult accent pe valoarea umană. Și îmi pasă foarte mult de oameni, de clienți și îmi doresc să îi ajut în adevăratul sens al cuvântului. Și de asta ne implicăm foarte mult. Niciodată nu este suficient. Îți poate vii tu și spui, vreau polița asta. Ți-am dat-o și atât. Da, te întreb într-adevăr. Dar asta e mai rar. Mai rar se întâmplă, dar sunt oameni pe nișa aceasta. Dar trebuie să știu exact ce ai nevoie și să pot să-ți recomand. Într-adevăr, să știu că ai plecat cu ceva util și că la un moment dat o să mulțumești pentru ceea ce am făcut pentru tine. Iar această verigă care lipsea, ți-am vândut cea mai bună asigurare de care ai tu nevoie, dar te descurci mai departe, eu am completat-o cu serviciile venite din turism, pe care le pot promova toți colegii noștri, desigur, din broker.
Da, poți să mă duc și în vacanță în țări exotice. Poți să te duci și oriunde dorești, și în țări exotice, da? Și e în țări okay, vecine, așa. Și în city break-uri, și doar la un hotel, și doar un avion. Adică, normal, avem tot pachetul posibil din domeniul turismului. Dar am ales să discut despre această nișă pentru că nu o au chiar toți și pentru că, într-adevăr, este utilă multor persoane. Clinicile cu care am încheiat deja parteneriat pe acest turism medical sunt, după cum spuneam, dintre cele mai bune. La acest moment sunt din Istanbul. Săptămâna aceasta chiar am încheiat ultima convenție cu un medic specializat pe cancer osos. Are tratamente, proceduri, sisteme care în România nu se găsesc. El lucrează și la alte clinici private din Istanbul, dar și-a făcut propria lui clinică specializată pe așa ceva și pe ortopedie, într-adevăr. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la acest om și de ce am ales să închei parteneriat cu el și să îl promovez în România, pentru care am și exclusivitate pe aceste servicii, a fost latura lui umană, care am identificat o parte din mine acolo. Mi-a spus la cât este de bun, este unul dintre cei mai buni medici din lume pe acest domeniu, mi-a spus, dacă sunt oameni care nu au atâția bani, poate găsim soluții, poate mai facem și lucruri pro bono, poate apelăm noi la fonduri din astea caritabile și facem rost de bani, important este să-i putem ajuta. Ți-a spus el asta, el nu l-ai întrebat asta. Tu. Nu, el mi-a spus asta și m-a impresionat și am zis, ok, cu astfel de oameni vreau să lucrez. Da, primim, dar mai și dăm, da. Mai și dăm înapoi și ne uităm și da, care nu suntem situația avizi și... de bani, știm că suntem cei mai buni și nu mă interesează, trebuie să vină la mine cei care au cei mai mulți bani. Asta face parte și din parteneriatul acela cu un mare asigurător din România, deci un asigurător important din România și unul și mai important din Occident? Asta poate să completeze acest lanț de care discutăm, pentru că, într-adevăr, prin asigurările lor se pot plăti serviciile pe care le accesează, despre care vorbeam eu mai devreme. Și care costă, și care costă că... foarte mult, desigur. Adică depinde ce ai, nu știu, dar în momentul în care ai o boală foarte gravă și poate ți se spune în România că du-te acasă și stai liniștit că eu nu mai am ce să-ți fac, te duci acolo și primești încă o speranță de viață sau poate chiar sau ai poate o chiar rezolvare. Îți primești viața înapoi. Sau poate chiar îți primești viața înapoi. Plus că au servicii de check-up complet, adică de prevenție. Prevenția nu prea este inclusă pe polițele de asigurare de sănătate, însă un om care ține la sănătatea lui și vrea să știe din start dacă are vreo problemă sau nu, să o identifice dacă există și să prevină, poate să apeleze la aceste servicii care, din păcate, încă în România eu nu le-am identificat. Cum spuneam, te ducem în această clinică, stai 4-5 zile și ți se fac toate investigațiile de la A la Z, absolut tot. Dacă se identifică ceva, se poate și remedia pe loc, se face și pe loc. Dacă necesită alte tratamente, alte investigații, poți să fii fericit că n-ai știut de ele și poți să le rezolvi și ești pe mâna celor mai buni medici. Noi personal am testat aceste servicii, că de aceea am și încheiat parteneriat cu aceste clinici și, într-adevăr, sunt foarte mulțumită și contează enorm de mult și pentru psihic, pentru că puterea mentală contează foarte mult. Când știi că ești sănătos, că n-ai nicio problemă... Și că nu tu vei scoate banii aceia din buzunar. Ca să le plătești pe toate, nici nu mai ești atât de mult afectat de toate aceste informații din abundență pe care le ai și multe dintre ele sau marea majoritate negative, că ce ni se întâmplă, că ce urmează. Că aceste să-mi vând casa, aceste sau informații negative, sau... acest stres afectează foarte mult sănătatea fizică a omului. Deci, dacă îți faci o asigurare de sănătate, pe urmă, acum fac o glumă pentru că ai spus că sunt companii din Turcia, pe urmă turcul plătește. Nu plătește turcul, plătesc companiile de asigurare, de asta există ele. În fond, e o formulă de mutualitate. Se colectează bani de la asigurați, de la mulți asigurați și sunt despăgubiți, adică se plătesc despăgubiri către cei cărora li se întâmplă. Riscul acela de care vorbeam. Asta este principiul principal care funcționează această industrie. Așa s-a inventat asigurările. Exact. Vreau să vorbim puțin și despre Perebar Academy și de programele de mentorat de acolo. Uite, eu mi-amintesc. Ați avut un program, cursanții și alegeau mentorii erau din companii de asigurări sau de brokeraj.
De ce e atât de importantă partea asta de mentorat? Nu poate omul să stea acolo și să vândă bine și să aibă și el beneficiu și compania, ci mai trebuie mentorat. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ai cel puțin vreo 15-20 de cursuri de soft skills de care ai nevoie ca să poți să-ți faci o meserie bună să funcționeze. Ca să nu-l ceri pe clientul ca care să nu vrea să cumpere de la client, tine. Ca să știi cum să reacționezi în anumite situații, să știi să faci față, cum răspunzi, să te uiți la alții ce au făcut și cum au făcut, să furi niște rețete de succes. Cu siguranță ai câteva persoane pe care le admiri și e un model pentru tine să știi cum ar reacționa persoana respectivă și ce a făcut și ce adică experiență practic, are. Adică, practic, mentorat, tu îi pui în contact cu niște modele de succes. Exact. Deci ce ar fi mai simplu? Să înveți singur, să parcurgi toți acești pași, să presupui ce a făcut sau ce ar face persoana pe care o admiri, sau dai cu capul de pragul să de te sus. Dai cu capul de multe ori, sau să ai un acces direct la persoana pe care tu o admiri, care a avut sau are succes, care are mult mai multă experiență în domeniul tău și să-l întrebi direct, uite, am speța asta, ce să fac? Sau tu cum ai procedat în această situație. Adică e un shortcut și un acces la mult mai multe informații și teorii puse în practică și testate deja, care te ajută foarte mult din toate punctele de vedere. Și în acumularea de informații utile și în încrederea de sine și în starea psihică, mentală de care ai nevoie neapărat ca să ai succes. Și că tot discutam de pe Rebar Academy, într-adevăr a fost unul dintre proiectele cele mai de succes și cred că pionerat în piața de asigurări ce am făcut noi. Toată piața se aștepta să mai crească copiluțul acela pe care l-ai făcut și pe care îl iubești foarte mult. Se aștepta să se termine aia 2 ani de postnatal, să te întorci la Perebar Academy să dai drumul la proiecte. Și n-am auzit de la unul, ci de la mai mulți, pentru că ai pus foarte multă energie acolo. Da, mă bucur să aud asta și îți mulțumesc. E un feedback util, pentru că tot ce am făcut acolo a fost pro bono, a fost doar din plăcere și din dorința de a-i ajuta pe alții și de a-i inspira pe alții. Faptul că am fost o sursă de inspirație și pentru alți colegi și au preluat s-au inspirat din ce am făcut și au făcut și ei alte proiecte, m-a încântat foarte mult, pentru că ce am făcut noi a fost o piatră aruncată într-un lac imens, dar faptul că au fost mai multe a avut... Am văzut că au apărut mai multe inițiative de tipul Academy. Da. O academie pe daune, o academie pe sănătate, o academie... Deci acum ai generat un model, toată lumea își face academii. De fapt, sunt niște forme de susținere, de învățare și de susținere pe antreprenori. Acum am vorbit despre, să spunem, omul care vine către industrie, dar pe antreprenori cum îi puteți susține prin Perebar Academy? Aveți programe pentru ei? Sigur că da, sunt și aș vrea să vorbesc despre ce vom face în continuare pe Perebar Academy. Într-adevăr, a fost o perioadă în care n-am făcut prea multe, hai să spunem, din cauza Catincuței, dar Catincuța va exista toată viața și timpul meu pe care îl dedic va fi în continuare în aceeași măsură. Dar au fost și alte elemente care m-au determinat să mă mai abțin puțin. Mi-au tăiat puțin elanul în a face aceste lucruri, pentru că dacă nu le fac cu plăcere, nu le fac deloc, asta este cert. Însă, de curând, vorbeam de academii și vorbeam de proiecte de sănătate, am încheiat un parteneriat cu MediHelp Academy. Este o academie la nivel internațional a acestui asigurător. Mă rog, sunt mai multe axa asigurării, promovează produsele lor, dar în România se știe ca și MediHelp. Au produse de sănătate foarte bune, ca toți ceilalți asigurători existenți în acest domeniu, dar cu ei am agreat să facem acest parteneriat, care oferim acces la anumite sesiuni de training foarte, foarte bine puse la punct, cu foarte multe exemple din practică, nu doar teorie. Cei care vor accesa aceste cursuri vor beneficia de o diplomă la finalul programului, vor beneficia de anumite facilități
oferite de către MediHelp. Deci au tot interesul și avem tot interesul să-i trimitem, pentru că, în primul rând, vor fi mai buni, vor putea ajuta mai mulți oameni, mai mulți clienți pentru ceea ce au nevoie și vor fi mai cunoscuți, pentru că avem nevoie de servicii foarte bune. Nu ne sunt suficiente serviciile din sistemul de stat, din păcate. Avem prea multe cazuri negative și atunci trebuie să ajutăm oamenii. Chiar îmi doresc acest lucru. Sistemul de stat care este subfinanțat și care are toate provocările pe care le-am putea Problema imagina. Principală este că, deși sunt doctori extraordinar de buni, că exact. Marea majoritate lucrează și în sistemul privat, nu există condiții, în primul rând, necesare și umane. Colegul nostru, din păcate, înainte să îi se poată face transplantul de ficat, că despre asta a fost vorba, a luat o bacterie din spital și a fost fatală. Deci, despre ce vorbim? Chiar avem nevoie de asigurări de sănătate și chiar mi-aș dori foarte mult ca oamenii să conștientizeze acest lucru. Înțeleg că nu mai am timp să povestesc. Am ajuns la final, așa vreau... că... Să mai menționez un ultim parteneriat pe care l-am semnat de curând cu Clinica Marfil a Gabrielei Bădăluță, tot prin Ferebar Academy. Este o clinică focusată, specializată și doar citesc misiunea lor: prin educație și dezvoltare personală, dobândești puterea de a transforma lumea de la boală la sănătate, de la sărăcie la prosperitate, de la conflict la pace. Cu acest subiect mi-a captat atenția și am zis ok, vreau să lucrăm împreună și vom contribui la misiunea lor în secțiunea de reconversie profesională și educație financiară pentru oameni care nu au treabă cu asigurările. Și mă bucur foarte mult că ieșim cu acest proiect din industria asigurărilor. Ne vom îndrepta către populație, efectiv, cu tot felul de programe de educație financiară și să atragem oameni în sectorul nostru. Te rog. Deci, dacă ar fi să rămânem cu ceva în minte, asta ar fi. Această misiune a Academy Plus Academy, care rezultă o super Academy. Ai vreun sfat pentru, așa, un singur cuvânt pentru antreprenori, altul pentru angajați și altul pentru colaboratori? Dar ție să faci așa un rezumat și o concluzie. Eu aș încheia într-un mod optimism. Încheiem și anul, încheiem și emisiunea. Să le urez tuturor sărbători liniștite, cu bucurie și cu sănătate. Cu sănătate, în primul rând, cu tăria de a trece peste toate. Și mai discutam noi nu demult despre ordinul norilor favorabil. Cred că în sfârșit apar și la noi în industria asigurărilor, a brokerajului în asigurări, acei nori favorabili pe care îi așteptăm de ceva timp. Cred că ești într-o zodie care la părțile tare acolo. Asta cu norii favorabil mi-a plăcut foarte mult. Discutam la început despre săgetători, sunt optimiști, generoși, joviali, plini de viață și curioși. Norii favorabili sunt tot aici, probabil că norii sunt născuți în zodia săgetătorului. Așa, ce-ți propui pentru tine în 2024, dar tot așa scurt? Să am putere, răbdare și timp să duc la capăt toate proiectele pe care le-am început, să influențez favorabil și pozitiv oamenii care mă înconjoară. Îmi place să-i provoc, într-adevăr, îmi place să-i determin să fie o versiune mai bună a lor. Și cred că anul următor vom avea suficient teren și vom avea ustensile necesare să ne manifestăm această dorință de mai bine și de a ne dezvolta profesional. Eu zic așa, privit din afară, dacă ai reușit până acum, nu văd niciun motiv pentru care să nu reușești în continuare. Astăzi ne-am întrebat dacă e bine să fii antreprenor, lider sau mentor. Iată, e bine să fii câte puțin din toate și nu în orice moment în aceeași cantitate. Alături de mine s-a aflat Otilia Petrariu, antreprenor în asigurări și în turism și totodată președinte al Perebar Academy și soție și mamă și s-a vorbit chiar și despre Catincuța în emisiune. Catinca este fiica Otiliei Petrariu.
Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu un nou episod. Eu zic și mai captivant decât ăsta, deși pe mine m-a captivat episodul acesta. Până atunci abonați-vă la Canal 33, că dacă scăpați emisiunea să puteți să o revedeți și de asemenea să vedeți premierele. Deci până joia viitoare, vă reamintesc, asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează Ruleta Pasiunii cu colega mea Elena Banciu.